Bună dimineața, acesta e timpul de afară, aici rucsacul meu, acum pornim spre orașul Florența, care se află la 83 de kilometri din punctul tău. Așa de tare vreau la liceu, cred că să explodez, dar sunt prea multe persoane și nu găsesc un loc așa, mai într-o parte. Ceau. Și unul mai mare, unul micuț. Scurioși, vin la cameră. Emisiunea ridică tot ce ai găsit pe jos, continuă. De data aceasta am găsit o jucărie. Desigur nu am nevoie de ea, dar am să o pun în rucsac. Următoarea călătorie în care vreau să merg va fi cu mâncare, cu somn și cu duș două ori pe zi. Cred că puteți să mă felicitați, am găsit 2 cenți. Primii bani care i-am găsit pe jos. Deja e un început bun. Nu știu care e motivul, dar aici sunt milioane de musculițe. Drumul dat se aseamănă foarte tare cu prima zi de călătorie, cu călătorie spre orașul Padova. Linkul la acest vlog îl găsiți în descriere. Cred că prima zi a fost una dintre cele mai grele. Mai sunt unele persoane care mă întreabă cum îmi încarc toate dispozitivele. Cam așa arată tot procesul. 2 panouri solare, 3 power bank-uri și deja telefonul și aici bateriile de la cameră. Când eram mic, aveam mulți iepuri, mergeam în câmp să le strâng de mâncare. Știu că o dată sau două ori pe lună le dădeam așa un fel de buruiană pentru imunitate. Nu știu cum se numește, dar așa miros nu se uită. Am să-mi iau niște semințe la drum. Vorbeam cu un prieten din Moldova și îi spun, poate până în Napoli nu voi merge prin păduri să nu mă întâlnesc cu porci sălbatici sau cu vreun lup ceva. Dar el îmi spune, de porci și de lupi nu trebuie să te temi, atâta timp cât ești în picioare, ei fug de tine. Dar dacă te întâlnești cu un urs, apoi gata. Astăzi o zi mai liniștită, merg mai încetul să nu mă doară picioarele, mâncare mai am încă pe 6 zile, așa că până în orașul Florența nu cred că am să am probleme. Cred că astăzi n-au strâns încă gunoiul, dar arată oribil strada, pe parte și pe alta, doar gunoi, chiar și în mijlocul străzii nu este, din cauza vântului. Multe persoane se uită straniu la bețele date, pentru că se aseamănă cu niște sulițe.
Ar fi foarte bine să mai fie așa timp, încă măcar vreo 3 săptămâni, să trec de Roma, să fiu mai aproape de Napoli. Mulți închirează sau chiar își cumpără așa un fel de grădinuțe. Ei locuiesc în oraș, dar aici vin și pun legume, fructe. Priviți acolo în deal, toate casele sunt una peste alta. Îmi închipu când le-au construit, au spus, dă-ți construim și mai jos, că avem teren. Nu, noi vrem unul lângă altul. Unul. Acest oraș se numește Santa Maria Monte și toate casele sunt în vârful dealului, parcă ar fi un munte. Este ora 7, dar eu încă sunt plin de puteri, chiar dacă am mers 30 de km. Acum am să fac o mică plimbare prin oraș, am să văd ce mai este, după care îmi caut un loc unde să mă culc și cred că atât pe astăzi. Vedem. Dacă este ceva interesant, vă arăt și vouă. Problema ambuteajelor e foarte mare, cred că și în Moldova și în România la fel, așa că avem nevoie urgent de Elon Musk cu compania lui Boring Company și vom săpa tuneluri pe sub pământ, că avem foarte mult spațiu, putem să facem 100 de benzi într-o direcție și 100 în alta. Nu prea-mi place când navigatorul mă bagă chiar prin ogrezile oamenilor, dar nu am ce face, mai ales că acum deja este seara, trebuie să-mi continui drumul. Și deja poate voi găsi un loc unde am să pot să mă culc. Nu mai merg până în oraș, că în oraș până găsesc un scaun, un loc undeva să nu deranjez pe nimeni, mai bine mă opresc aici în câmp. Aici sunt 3 copaci de măsline, am să-mi pun sacul de dormit lângă unul din ei. Când timpul e frumos, e mult mai plăcut de dormit în afara orașului decât în oraș. Aici este mult mai liniștit. Așa că vă doresc și vouă o noapte bună. Toată informația de unde m-am pornit și unde vreau să ajung o găsiți jos în descriere. Dacă doriți, puteți să puneți un like, să-l distribuiți vlogul dat, să vă abonați la canal și ne vedem în vlogul următor.